găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Fibromul uterin, cea mai frecventă formă de tumoră benignă la femeile aflate la vârsta fertilă, în a doua parte a materialului privind acest subiect. Efectele terapiei prin biorezonanță asupra afecțiunilor aparatului urinar. Fibromul uterin nu este cancer, dar asta nu înseamnă că poate fi ignorat. Această boală, care afectează în general femeile cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, este asimptomatică și, de obicei, este depistată în timpul controalelor de rutină la medicul ginecolog. Fibromul se dezvoltă treptat la nivelul peretelui uterin sau în interiorul cavității uterine și poate îmbrăca forme ușoare, dar sunt situații în care ajunge la complicații ce pot pune viața în pericol. Cu noi detalii despre cauzele, simptomele, diagnosticarea și tratamentele fibromului uterin vine astăzi dr. Marian Iliescu, medic primar, obstetrică, ginecologie, oncoginecologie, senologie, în partea a doua a materialului privind acest subiect. Dacă ar fi să vorbim despre cum evoluează aceste fibrome, ar trebui spus faptul că ele au tendința de a crește progresiv. Unele cresc mai rapid, altele mai puțin. În mod cert însă, sunt anumite circumstanțe în care ele pot fi influențate în creșterea lor. Și anume, dacă femeia rămâne gravidă, hormonii de sarcină au o influență catastrofică asupra fibromului, în sensul că îi grăbește foarte mult creșterea. Dacă femeia face din greșeală sau din proprie inițiativă anumite tratamente hormonale, sau invers, atunci când femeia are o carență hormonală, așa cum se întâmplă la instalarea menopauzei, din momentul acela fibromele încep să involueze și dacă nu sunt foarte mari, pot chiar dispărea. El nu stă în cavitatea uterină decât rare ori. Da. Este o chestiune de șansă, de noroc unde se dezvoltă. De obicei se dezvoltă în grosimea pereților uterini. Când evoluția este în apropierea mucoasei uterine a endometriului, pot evolua spre cavitatea uterină și atunci devin fibrome endocavitare, care uneori ajung să se nască prin col și pot fi extirpate pe cale vaginală. Alteori, fibromele sunt mai aproape, așa cum a fost și aici, de seroasă, de foița care acoperă uterul și atunci este mai facilă extirparea lor, pentru că imediat se pot decola și enuclea, după care rămâne evident o cicatrice, o defăcut o sutură, așa cum se poate vedea în momentul de față, o sutură la nivelul tăieturii pe unde s-a îndepărtat nodulul fibromatos și, practic, dacă se reușește o sutură de calitate și oprirea sângerării, intervenția se poate considera că are succes. Ce-i de făcut cu aceste fibrome uterine? În mod obișnuit, nu toate fibromele sunt simptomatice, deci produc o suferință. Numai cele care produc o suferință, o schimbare a calității vieții bolnavei, trebuie tratate. Cele asimptomatice rămân netratate, se urmăresc și de la o examinare la alta se poate stabili în oarecare măsură gradul de evoluție, rapiditatea cu care cresc și în felul acesta se poate anticipa oarecum peste mai mult timp evoluția și dacă bolnava poate să-și permite să aștepte până la menopauză când speră într-o remisiune spontană sau trebuie totuși tratat mai devreme sau mai târziu să se ajungă la operație. Lucrul acesta, desigur, numai medicul care cunoaște bolnava și o examinează de mai multe ori poate să spună. Tratamentele sunt multe. Evident că nu există un tratament miraculos ca bolnava să ia niște tablete, să se facă niște injecții și fibromele să dispară. Tratamentele medicale de obicei încearcă să rezolve
simptomatologia care deranjează foarte mult și să întârzie evoluția creșterii fibromului. Se vorbește așadar de niște tratamente hormonale sau antihormonale care opresc îngroșarea excesivă a endometriului, unde intră în discuție, în afară de calea obișnuită de administrare, și administrarea intrauterină sub forma unor sterilete care conțin un anumit fel de hormon care induc o atrofie, o subțiere a mucoasei uterine, și în felul ăsta reduce mult riscul sângerării. După aceea se poate discuta de medicamente care induc temporar sau definitiv menopauza. Se poate discuta apoi, dacă intrăm în domeniul micilor intervenții de o excizie, de o îndepărtare chirurgicală pe metode histeroscopice a endometrului, care sângerează, și în felul acesta, dacă volumul uterin nu este foarte mare și nu produce altfel de complicații, se poate amâna operația sau chiar poate scăpa de intervenția chirurgicală majoră. În ultimii ani s-a încercat și s-a reușit de multe ori cu succes și rezolvarea prin radiologia intervențională. Aici discutăm despre embolizarea, așa numită embolizarea fibromelor uterine. De fapt, este o embolizare practică a întregului uter. Aici trebuie spus că metoda, deși este foarte bună, a fost puțin compromisă prin faptul că nu s-a respectat întotdeauna indicația clară. Trebuie știut că nu orice fibrom poate fi rezolvat prin embolizare. Intră în discuție fibromele mici cu sângerări la femeile mai tinere care vor să-și conserve uterul pentru a nu-și pierde fertilitatea, dar trebuie ținut cont de faptul că embolizarea are și două efecte negative, și anume, după această manoperă, sarcina apare puțin mai greu, iar șansele de a pierde sarcina sunt mult mai mari decât la o femeie care nu s-a tratat de fibromatoză uterină prin embolizare. Intervenția care reușește să rezolve definitiv fibromatoza uterină sau fibroamele uterine, sau mai ales atunci când este un fibrom unic și mare, este intervenția chirurgicală, care și ea poate fi laparoscopică sau clasică, deci chirurgie deschisă. Aici sunt mai multe mențiuni de făcut. Chirurgia poate fi conservatoare la femei tinere care, ca și la embolizare, doresc să-și conserve fertilitatea, și în această situație se urmărește, evident, excizia, îndepărtarea numai a nodulilor fibromatoși. Sunt foarte multe femei care nu au decât un fibrom și este foarte mare. De cele mai multe ori pe fibrome aparent descurajatoare ca mărime, se poate face până la urmă totuși miomectomie și se poate obține sarcină după aceea și evident unul sau mai mulți copii. Aici trebuie remarcat faptul că chirurgia laparoscopică permite efectuarea unor miomectomii, deci îndepărtarea chirurgicală a nodurilor fibromatoși, dar trebuie ținut cont foarte mult de faptul că prin chirurgia laparoscopică nu se poate obține o cicatrice pe uter de foarte bună calitate. Dacă avem în vedere că ar putea urma niște sarcini după această intervenție, trebuie să știm că prin laparoscopie nu se poate obține o sutură de foarte, foarte bună calitate, mai ales dacă fibromele sunt destul de mari. Prin chirurgia clasică deschisă, de obicei se îndepărtează majoritatea nodurilor fibromatoși și se obțin niște suturi de foarte bună calitate. Aici depinde foarte mult și de îndemânarea, experiența operatorului și de calitatea materialelor de sutură. Și
rezultatele sunt de cele mai multe ori foarte bune. Am văzut multe sarcini obținute după miomectomie și chiar mai multe, cu rezerva că o femeie care a suportat o operație de acest gen nu poate naște pe căi naturale după aceea, deoarece există un risc de ruptură uterină la naștere, ci prin operație cezariană. Trebuie menționat că există creșteri impresionante uneori în volum al fibroamelor, de obicei multiple, când și abdomenul crește foarte mult în volum. De multe ori se confundă femeia cu o femeie gravidă chiar la termen, deci la 9 luni. Intervenția mai radicală, care este rezervată fibroamelor uriașe sau multiple la femei trecute de 40 de ani și care și-au făcut de fapt planul familiar, nu mai au nevoie de copii, rămâne histerectomia totală cu sau fără conservarea ovarelor și care evident constă în îndepărtarea în totalitate a uterului și aici evident este o intervenție care multe femei o acceptă cu dificultate, o suferință îndelungată ce afectează mult calitatea vieții le determină de obicei să vină să ceară singure sau să întrebe ce-i de făcut. Însă această intervenție, chiar cu această notă de radicalitate, nu influențează cu nimic, să zic, nici sănătatea femeii, nici calitatea vieții, ba dimpotrivă, o îmbunătățește foarte mult pentru că scapă de sângerarea care de obicei produce foarte multă neplăcere, se echilibrează hematologic, scapă de dureri și în felul acesta n-am văzut practic femeie care să fi fost tratată chirurgical și să nu fie foarte mulțumită după aceea. Așadar, fibromul este o tumoră benignă, n-are nicio legătură cu cancerul uterin, care sperie toată lumea. Și prezentarea la medic pentru simptomele pe care le-am prezentat la început este singura soluție care poate îndepărta sau chiar suprima șansele de a ajunge până la urmă la o intervenție chirurgicală sau, dacă totuși acest lucru nu se poate, măcar se poate interveni la timp pentru a nu se ajunge la altfel de complicații. Efectele terapiei prin biorezonanță asupra afecțiunilor aparatului urinar. Imediat după publicitate, rămâneți cu noi! Infecții urinare, incontinență urinară, pietre la rinichi, tuberculoză urogenitală, adenom de prostată. Sunt doar câteva dintre patologiile aparatului urinar care ne fac zile amare și ne obligă la tratamente îndelungate cu toată cohorta de efecte adverse și reacții secundare. Regula de aur pentru sănătate este mai bine să previi decât să tratezi, dar aproape la fel de bine este ca boala să fie depistată la timp. O metodă eficientă, fără contraindicații și fără efecte adverse pentru depistarea oricărui dezechilibru la nivel energetic, dar și de susținerea organismului afectat de boala deja declanșată, este terapia prin biorezonanță magnetică. Cum acționează această metodă în cazul afecțiunilor aparatului urinar și ce efecte are, ne spune specialistul în biorezonanță, Florica Munteanu. Legat de problemele urologice, de fiecare dată ne confruntăm și cu probleme ale rinichilor, suprarenalelor, începând de la probleme cronice până la probleme acute. În
În cazul terapiilor prin biorezonanță bicomoptima, pacientul care apelează la această metodă din domeniul medicinei complementare trece mai întâi prin etapa diagnosticării energetice. Deci noi vedem practic dereglarea energetică a organului care are probleme de sănătate. Organul care are probleme de sănătate, și poate asta trebuie să o subliniez din nou, să fim înțeleși de cei care ne urmăresc, la noi în diagnosticarea energetică apare cu diagnosticul, care are de cel mai multe ori aceeași denumire cum are și medicina clasică, dar de fapt ne apare în coeficienți o dereglare energetică. Și avem și situații în care în analiza de sânge poate nu s-a constatat ceea ce noi deja găsim, pentru că informativ noi vedem haosul energetic de pe organ înainte de a se a deveni o problemă organică. Medicul care face investigația vede deja dereglarea energetică, dar după ce se face diagnosticarea energetică și pacientul urmează terapiile, noi avem posibilitatea pe parcursul terapiei să testăm diferite meridiane energetice. De exemplu, aici avem plămânii, aici e limfa și așa mai departe. Putem verifica pe parcursul terapiei evoluția terapiei. Principiul biorezonanței, aparent complicat din punct de vedere științific, poate fi explicat pe înțelesul tuturor într-un mod foarte simplu. Cuplăm la informația energetică a corpului și intrăm prin partea informațională, contactul cu pacientul, și lucrăm pe partea materială, pe corp. Contrar opiniei generale că bolile, inclusiv cele ale aparatului urinar, se acutizează iarna, actualul sezon este cel care pare favorabil puseurilor ce afectează sănătatea. Ne confruntăm cu probleme cronice, în mare parte, pentru că pacienții care vin la noi, în general, sunt persoane care au aceste probleme urologice de mai mult timp, au luat foarte mult medicamente, au ajuns la concluzia că nu mai prea suportă să ia mai departe sau nu mai pot să ia mai departe medicamente și caută o alternativă ca să-și vadă rezultatele. În general, în perioada în care ne aflăm, vin cu vezică urinară agitată, vezică cu boli cronice ale vezicii urinare, vorbim mai mult de boli cronice, vezică urinară coborâtă, prostată cu adenom, probleme cu dereglaj în tractul urinar, cistitele cu care ne confruntăm, femei tinere, dar avem și copii, chiar fetițe la o vârstă 8 ani, 9 ani, 10 ani, deja cu cistite, sunt terapii foarte binevenite, pentru că în general doamnele care vin la acest gen de terapii au luat foarte multe antibiotice, boala respectiv cistita s-a ameliorat și după care a revenit din nou mult mai intensiv. Terapia prin biorezonanță este personalizată în funcție de informația energetică pe care o transmite organismul respectiv. Programele aplicate în terapiile prin biorezonanță bicomoptima țintesc și susținerea sistemului imunitar, dar acțiunea este mult mai amplă. Un exemplu în acest sens este complexitatea terapiei în cazul incontinenței urinare. Avem posibilitatea să facem prin programele pe care le aplicăm o coordonare între activitatea musculară și nervoasă din corp, pentru că aici este o neglijență în informația care pleacă de pe sistemul nervos central. Des sunt probleme de potență, mai ales la persoanele care iau foarte multe medicamente, libidou scăzut, dacă putem să numim așa. Foarte des vin pacienții și ne spun am dureri în zona rinichilor. Acum, rinichii practic, după cât știu, și medicina clasică se confirmă, nu dor. Practic, durerea vine de pe tractul urinar de cele mai multe ori, dar se reflectă și pacientul are impresia că are dureri de rinichi. Avem de multe ori anumite creșteri pe vezica urinară sau pe prostată, de exemplu adenomul de prostată, unde pacienții doresc să
să nu facă operația pe care le-a fost recomandată, deci este hotărârea lor, și să mai amâne această intervenție, mai ales dacă sunt și persoane mai în vârstă, și doresc să încerce în domeniul terapiei alternative, medicine complementare, tratamentele cu biorezonanță Vicom Optima, și vedem după care își fac analizele. Aproximativ după o lună jumate, două, de la terapiile pe care noi le-am încheiat, își fac analizele și se confirmă dacă adenomul respectiv a crescut, a rămas la aceeași mărime sau a început să scadă în dimensiune, și atunci pacientul se hotărăște dacă rămâne la terapia pe care noi o recomandăm mai departe. La terapiile prin biorezonanță apelează și pacienți cu boli foarte grave, iar uneori rezultatele sunt uimitoare chiar și pentru terapeuți. Un caz de neoplasm pe vezică urinară, diagnosticat de medicina clasică, pacientul a făcut la noi 4 ședințe. În completare, pe parcursul terapiilor, pacientului i-a fost administrat și un supliment energetic. După o lună jumate, pacientul și-a făcut o computer tomografie, în care, și ceea ce n-am spus încă în completare, pacientul avea metastaze pe intestinul gros. După CT, după computer tomografie, analiza făcută, nu s-a mai găsit nici neoplasm, nici metastazele. Acum, n-aș vrea să afirm că asta se întâmplă la fiecare pacient, dar este un caz fericit, care ne-a bucurat foarte mult. Harta energetică a organismului este foarte importantă în terapia prin biorezonanță. Chakrele, nu avem voie să le uităm din terapie. Terapia se combină, sigur. Chakrele sunt foarte importante în tratamentele urologice, începând de la chakra 1 până la chakra 7, pentru că fluxul energetic, asta se știe, că informația energetică circulă în organismul nostru mult mai mult pe meridianele energetice decât pe sistemul nervos central, nervos central, limfă și arterii. Deci, practic, noi ne cuplăm la informația corpului, informația patogenă, încercăm prin impulsurile pe care le dăm, în organism se declanșează o cascadă de reacții biochimice, iar cauzele care au dus la boala în sine sunt redirecționate. Întotdeauna, în orice boală, în biorezonanță se pleacă de la afirmația că atâta timp cât mai există celule sănătoase în organul bolnav, atunci există și speranță de vindecare. Noi aici ne cuplăm la celule sănătoase și le ajutăm pe ele să elimine mai rapid celulele bolnave, în cazul nostru din prostată, din vezica urinară, că vorbim de probleme urologice, și să se poată mulți ele mai repede. Noi știm că celulele bolnave se mulțesc de 3 ori mai rapid decât celulele sănătoase, și atunci sigur că boala se răspândește așa de rapid într-un organ, ajutând prin terapiile pe care le facem, celulele susținând celulele sănătoase, în momentul în care celulele bolnave sunt îndepărtate din țesutul organului bolnav, am mai dat exemplu cu un mileu, unde sunt ochiurile rupte, celulele sănătoase, rolul lor anatomic este să reproducă. Terapiile cu aparatură de ultimă generație Vicom Optima sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul RegUMED din München. Medicii terapeuți sunt specializați în Germania. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!